facem un nou videoclip. Nu? Sau primul? Sau primul videoclip de groază. De groază. Asta e coechipierul nostru. Bobolina. Bobița. Sau Bobolina. Așa, locuiesc niște oameni, arată pui și așa. Și nu lăsa să luăm un puișor. Deci, vizionare plăcută și... Da. Noi să trecem la treabă. Ha, haide să vedem. Hai să vedem pe aici, nu-i ceva. Și apropo, am uitat să vă zic să dați like, subscribe și clopoțel ca să primiți toate noate notificările. Pe aici nu-i nimica. Nu-i gunoi. Hai să plecăm. De aici. Ce? Oameni. Omule, mori. Mori, hai. Tam, 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 tam. De râs sau de plin? De plin! Da, da, eu văd că tu și râs plin. Da, să vedem. Mergi în față? Da. Uite, 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 uite. Da, nu o să... Muri! Muri! Pe o secundă! Ești prins! Opa, am dat blițul! Coechipierul nostru! Deschide ușa! Ține-l! Foarte greu. Da. Să iau prins buța. Da. Noi n-am făcut nimica. Suntem aici. Nu, aici am mai fost. Sunteți prinși, proștilor. O să vă mănânc. Mă, dar chiar scriu. Monstru ăsta nu știe să scrie. Da. Chiar. Ce, nu o fă la școală? O fă la școală de proști? Fain, fain. Nimic interesant, dacă nu-i chiar de groază locul ăsta. Nu. Acum uite pe pașcă, dispare. Nu știu, să mă uit în altă parte și nu mă auzi, nu știu, mă strigi. Aha. Ești bine? Da. Asta te dezleg. Hai fugim, hai fugim. Hai să fugim, hai să fugim. Plecat. O să vă plâng. Ciudate. De-n fricoșător. Așa-i telespectatori? Așa-i? Uim pe unde-i, adică un cetățean. Foarte îngrozitor. Da.
Nu, pe acolo! Nu, pe acolo! Nu, pe acolo! Dracu a fost pe aici. Cine? Ne bântuie. A fost aici, nu a fost pe aici. Și te mai bine știu. Cine, nu se vede, ai citit. Dracu a fost aici, pe acolo a fost. Nu. Sus. Hey. My name is Dracu. My name is Sus. Me, my friend. Nu. My name Dracu, Sas, hi my friends, hi prietenii mei, salut prietenii mei, pe mine mă cheamă Dracu. Hei, obiect bântuit. Ha? Obiect bântuit. Ală, dă-mi-l mie. Fiecare are niște cifre pe el. 1, 3, 6, 9, poate e cel de la prizonieri. Mă cam sperie locul ăsta. Da, pe tine crescă, nu? Vine niște urme de mașină. Poftim? Niște urme de mașină. Ha. Și am cadrul perfect pentru urmele de mașină. Da. Adică am văzut niște urme de mașină care se întoarce. Filmăm de 8 minute. Ha? Filmăm de 8 minute. Ui, se face și mai mare. Ce instrument mai e și asta? Mic și mare. Fabia. Oh. Aici așa mâncă Dracu. Ha? Cadavele, vezi? Da. Uite aici ce ți-am zis, obiecte bântuite. Ce al căuta el să umble cu un tractor? Da, chiar. Și vezi hainele oameni? Uh-huh. Și de aici câinele uioase. Ui, pășituri din ei. Pe cadavita, pe cadavita. Da, chiar e tractor. Dar nu-l îngrijește. Nu, deloc. Și o mașină la ce ar trebui? Am văzut mașina aia prin oraș. Vezi urmele? Da. S-a luat cam într-o și nu se mai văd bine. Acel obiect îl folosește cu mamă. Da. Nu se mai vede bine urmele. Unde aproape de cineva. Ce faci? Îmi dau vădă mâini. Aoleu, ce vreți să vede acum? Așa, sunt. Bun. Scuzați că am rămas așa și am făcut, dar că nu se vedea bine pe ecran. Și că... Așa. Hai să ne ducem să vedem la instrumentul acela. Ăsta este de un tractor și aici așa vezi țepușele. Da. Cu alea pasă mare oameni. Am zicem cum ne cheamă. Alex și Maria. Da.
nu. Eu din Șilea, ea din Media. Să rup sabia. Dacă vă place vacanța de vară, da, să dați like și subscribe și clopoțel și comentarii. Da. Dacă mai vreți, dacă nu vă... partea a doua. Da, și dacă nu vă place vacanța de vară, doar scrieți-ne, nu? Da, și like. Dacă, și dacă nu vă place, ce to like și comentariu. Și tot, clopoțel și abonați-vă, același lucru. Dar să scrieți la comentarii alt lucru, că nu-mi place vacanța sau că-mi place. Dacă aveți de gând să plecați undeva la munte sau la mare, veniți să ne anunțați. Da. Dar e foarte loc bântuit. Cum la cum ești oamenii ăștia, nu știu. Așa, bun, deci nu știu ce să facem. E ok, nu filmă. Colega mea a mers să mai caute niște indicii. Uitați, o victimă de a lui, acest om malefic. Dracu, cred că o vreau să scrie a fost pe aici. Vrei să fie la acea pisică? Da. Acela este el în timpul zilei și ne spionează la ce pas. Da, acela este el în timpul zilei și ne spionează la ce pas. Stai să filmez. Uite-l! Bun. Deci suntem pe finalul emisiunii. Nu chiar. Nu mai, chiar, dar... Mai facem chestii. Pe aici... Nu, ce să zic. Nu. Ar trebui, nu? Să facem ceva. Da. Și dacă vreți povești de groază, scrieți în comentarii și se rezolvă. Da. Serios. Da. Vă niște bună povești de groază. Da. De nu mai puteți dormi 10 nu. Hai. Deci? Cuștii mătase, aoleu! Aoleu, cuștii de mătase. Nu e prea interesant, dar... Uite, și un câine legat. Foarte grozav, dar... Nu, extrem. Deci, după cum vedeți, numărul de la mașina aceea a lui, știți voi cine omul acela a mâncat, este Sibiu 13 Eric, de cine a fost mâncat. Acum ziceam omul care a fost mâncat. De ce numărul ăla de la mașină? Da, colegul, uite ce scrie. Ah, nu aveți șanse. Nu, cred că n-aveți scăpare. Da, probabil. N-ai, domne. Da, da. E foarte bântuit locul ăsta. N-a ales, uite acolo, în podul acela. Nu te spune că filmezi așa. Ha? Nu te spune că filmezi așa. Serios, are un cald foarte bântuit. Hai să vedem ce mai este pe aici. Dă-mi e telefonul. Ok. Haide că e cutierul și mie. Eu o să mai caut pe aici. Chestim. Că nu-i nimic.
aici lui, e încă acolo.